Ia. Stai că pleacă. Pleacă, pleacă. A plecat ăla. Dar se va întoarce. Nu vreau. Tu ai luat sucul cu tine? Lasă-l în mașină. Oameni buni, încercăm să intrăm acum. Ia să vedem ce se vede aici. Hai Andrei. Riscă. Aha, a intrat. Dă-i geanta. Cine? A scăpat jos. Oh. Ești brav. Ei, au tras mai mulți băieți. Băi, unde mergem? Încolo. Încolo. GoPro. Ia-ți lanterna asta. Unde? Acolo? Stai între. Du-te. Atât. Așa, merge să acum. Aici e nașpa. Aici e nasul. Intrarea. Aici a intrat ăla și a fugit. Șase. Semnul. Aici. Șase. Am auzit ceva aici. Eu? Trebuie să încercăm să intrăm aici. Eu? Trebuie să încercăm să intrăm aici. Bismillahirrahmanirrahim. Mamă, două... Nu? Ia-o înainte. Ia-o, ia-o înainte. Poți? Poți? Thank you.
pus aici crema de asta? Asta este cum arăt eu. Da. Wow! Cum arată aici? Stai un pic. Aici este intrarea în... Trebuie să mergem în zona celulelor. Aici. Aici este intrarea. Oh. Asta e. Mamă, ce întuneric. Vedeți? Filmez. Perfect. Uite-l sus, etajul. Asta e. Celule. Uite. Aici e. Wow. Încolo. Nu cred că n-aveam. Hai să vedem. Creepy. Wow. Man. Nu încolo. Ne întoarcem la... Uite, aici trebuie să urcăm mai sus. Acolo nu e. A. Asta am zis și eu. Hai încoace. Treci în față, iubire. Înainte, înainte, înainte. Să vedem ce e acolo. Cara? Wow! Mare grijă!
Nu. Nu. Cine să sară pe ăsta să se ducă până sus să iasă? Stai, eu deja simt o presiune foarte mare în spatele meu. Da. Aici una din asta trebuie să intrăm. Wow. Încolo. Privire. Aici mai cad astea. Etajul. Știi că mai erau alții. Nu e balcon, e din ăla care ies să ia. Încă un etaj. Celule. Vezi în față. Ce simțuri aveți? Sinistru, nu? Stai, uite, în astea... Wow! Celulă. Da. Asta e celulă. Uite. Aici dormeau. Da. Deci atât de mică. Da. Auzi, voci? Eu? Uite-te ușa deschisă sus. Ușile. Au lăsat-o, da, păi mai era încă ce rând, etajul. Mamă, ce ușă de lemn. Aici era holul. Aici se ridică. Da. Nu, e același cu ăsta. Adică da, are invers. Nu, era intrare, cred. Nu vede. Vine aici să vezi. O cruce. Acolo se oprește. Aici, la ușa asta, nu e nimeni. Păi nu, m-a luat o durere de cap și de toate. Da. Mai e unul mai în spate, vezi? Da. Mai e unul mai în spate, vezi? Wow! Nu știu. Nu știu dacă s-a prins, eu țineam camera.
Alayı unuttum. Yok kesin. Şey yapalım. Şu. Hayır. Yübire ayça yer yeşim. No. Aşla borsa ne pakası ne pierde mai çok ya ten diyesin. Numa en zigzag. Tot drumul am numărat. Uite, asta ce am ce au șescut. Aici este numai în zigzag. Tot drumul am numărat. Uite, asta ce am ce au șescut. Aici fost. Este numai în zigzag. Tot drumul am numărat. Uite, asta ce am ce au șescut. Aici fost. Suntem în locul H. Asta e. Da. Aici. Ok. Stai un pic. Băi, au avut tot voci. Ceva vorbește. Avem semnal, iubire. Babe, trebuie să ieșim de aici. Mă aude și pe mine cineva? Deschidem comentariile să văd dacă mai avem, dar nu văd. Hai să ne întoarcem încolo, iubi, înapoi. Că nu avem semnal și nu are rost. Știi că noi nu facem live-uri. Ca și cum e ars. Ia, în spatele meu e ceva. Am o chestie, nu știu, mă simt nașpa. Ca și cum nerv. Da. Îmi face ceva. Jos. Hai să mergem. Un pic. Încearcă să ne atace pe partea cu nevi. Pe mine cel puțin, da. Pe voi nu.
umblă pe lângă noi și îmi transmite că toți nervii. Asta e coborârea noastră. Vezi că era cerc făcut? În cerc e. Eu nu mai am aer. Tu nu observi că ne atrage undeva? Exact asta zic, uite, mi-a înghețat mâna. Wow! Da, fac foarte multă lumină și nu mă să... roșu. Wow. Aici se cobora. Dar de ce așa fric dintr-o dată aici? Da. Celule, celule. Eu n-are rost încolo să mai mergem. E aceeași cacao, care te întoarce pe partea cealaltă, te scoate. E în cerc. Acela? Wow. Nu, ăsta e coborâre și celulele mici, nu e lung. Ce? În care? Da, erau celule aici. Nu a fost o... podea. Uite, aici se coboră. De sus. Uite, sus. Alte. Alte celule. Da.
Dar în gaură aia, dacă zici că a intrat ceva, da. Înseamnă... Nu știu de ce. Ce? Siana, știu. Poze, foto, foto. Foto. E bine asta. Eu? Vino încă. Asta e a doua intrare. Asta e. Unde? Asta e intrare. Hai, hai. Eu am durerea aia în spate, bine. Nu, asta este drumul care v-am spus. De-aia v-am spus, noi ne-am întors înapoi și asta e cerc. Asta v-am spus în adina când am plecat de aici. Așa arăta și jos macheta. Ține-te. Este vreo entitate aici, acum, cu noi? Să ne dea un semn. Să atingă bilele care le-am pus pe jos. Ia, Jin, arată-te! Mergem înapoi.
L-ai văzut și tu? Exact. Era alb. Era spirit. Știu, l-am văzut și eu. De-aia l-am rămas blocat. Hai. Ia arată unde, du-te. De-aia m-am blocat și s-a dus aici. Uite-l aici, în față aici. Andrei a auzit ceva acolo și de-aia s-a întors și nu era atent. Altfel vedea și el. Poate s-a văzut în cameră, nu știu. Hai pe scări aici, în față. Știu, Andrei, alea să-l lovesc. Te strânge? Dar nu mai ține lumina aia. Nu. Eu am în spatele. M-a lovit. Iar. Hai jos, pe aici. Da. Nu e nimic aici. Neagră, nu? Hai, că nu am semnal. Se pierde semnal, iubire. Degeaba stau și mă filmez. Iată-mi cum ne încurc. Ia-o încoace. Hai, bun. Ce? Sau în spate, dacă vrei. Știi cât ce n-aș pe în spate? Rămâi singur. Iubire, aici nu-i nimic. Nu. Aia de sus. Sau. Nu știu, aici am văzut cum trage ceva nimic. Asta e beciu. Unde îi trimitem pe oameni, mie care nu stau cu mine. Ăștia, ăsta este beciu. Nu e bine. Ce beciu? Nu, în altă parte. Locație. Da, hai mergi. Asta e scara aia care s-a rupt. De sus, tocmai până la etajul 2. Păi cade, măi. Dreapta. Ce? Iubi, acolo nu. E foarte lungă la. N-are rost. Hai încoace. Mie n-aș părea că de la mersul nostru să nu cadă ceva în capul nostru. Atâta mie. Pentru că e foarte subret. Mulțumim, genuța. Mulțumim. Haideți cu tap-tapul.
căl care suferă în urmă. Așa ceva? Nu, asta au făcut-o după. Au micșorat. Pe din afară. Da. Asta e după. Asta era la fel ca în partea cealaltă. La fel, au pus după aia. Uite că creatile sunt la fel. Identici. Hai, iau înainte. Prea multe intră și ieșiri din ce observ. Da? Wow, ce lung e încolo. Nu neapărat ieșire, să ieșim din... Nu neapărat ieșire, să ieșim din localul ăsta, vreau să mai mă duc undeva. Uite-l, a trecut ceva. Dar cum s-a dus încolo? Aici. Deci s-a dus încolo așa, puc. Aici. Wow. Da. Hei, am auzit lemn bătând. Hai, aici, eu. Întuneric vezi, da. Poate vântul. Ia-o pe aici. Ăla e... unde am intrat noi? Ha? Uite, aici ieșeau ei. Iubi, iau noi. Andrei, filmezi? Eu, nu se vede la mine. Nu mai am aer. Dar nu este asta intrarea. Hei! A? Ba da. Asta e. Da, avem. Cafea. Andrei, ăsta era aici. Parcă, nu? Hai mai în față.
Da. Aici pe undeva era un geam. Hai. Mulțumim, Babilon, mulțumim. Mergem să fumăm o țigară, că nu mai pot să ieși de aici. Hai, bine. Pe unde era? Nu era pe aici? Iubire, aici e. Cum te duci încolo? Exit. Asta. Hai să. Da, asta e. Ce-u? Poți? Ai grijă. Iubire, ai grijă cum te arunci. Ține-te. Da. Securizăm, da. Ce? Ce e? Hai. Hai să mergem până la fumat afară, la mașină. Da. Sau nu, veci eu. A? Nu. Wow. Ia filmează așa. Unde ținem? A înghețat tot. Hai, la mașină. Nu era, tocmai de aia spun. Mai stăm, nu-i ca să nu. Da. De cât 60 de inch am avut, tot live-ul. Ha. Foarte, foarte tare. La noi nu mai intră. Uite. Și 15%. Nu mai așteptam mult. Da. Atât. Pentru live-ul care am anunțat de dimineață. La 6-7. N-ai cum. Victoria, mulțumim pentru balenă. Wow. Doar pentru oamenii noștri. Ca să vedeți câți kilometri am venit. Mamă, deci mi-a înghețat mâna. Cum ești, iubie? Mi-a înghețat toată, nu? Hai, închide lumina. Andrei, tu? Unde? Care e înăuntru? Eu am deschis ușa. Unde? Păi mergem, hai. Mergem întâi la țigară să ne revenim un pic cu căldura. Da? Mi-a înghețat mâinile, nu știu de ce, dar n-a fost așa. Andrei, ai grijă la capul, Andrei. Du-te-l la mașină. Nu mai încap nicăieri eu.
Cum, mă, iubire? Andrei zicea că poți să-i... Da? Păi da, nu, mă, știi ceva și zic, lasă-mă în pace. Ușa asta nu e închisă din cauza... Da, a rămas de la geam, gata. Aha. Ce face oameni buni? Tot aici. Că pe Andrei îl trage ceva aici, ceva înăuntru. Ce domnul trebuie să fie înapoi? Hai să urce cine... Da, bună seara la toată lumea. Acum scriam că vai ce energie. Va. Sa. Bună seara, bună seara. Deci eu am simțit niște energii joase, dogule, că am crezut că mor. Auzi? Puteți să băgați registratorul ăla după voi. Acum să-i dați drumul. M-a auzit? Da, da. Eu te aud perfect. Da, te auzim. Se aude, se aude. Perfetto. Acum. Da, da, cred că e cineva pe lângă tine, frate, că cu tine are ce are. Îl simți, a? Altfel, ca și nevastă mea. Două ori de când am trecut pe lângă el, când dădeam să fac... Când dădui să fac ăsta, fotografie, nu, era prea, prea repede. Dar ce energie joase sunt acolo, nu știu dacă le-ai simțit, Victoria. Deci mi-a dat fior pe șira spinării. Da, am văzut. Mă luc capul. Mă luc picioarele. Eu mai fie afară, că numai în perioada asta știi cum spatele mă luc și vreau să stau bine. Nu, mâinile și mi-a îngătat iar piciorul drept. Și mâinile le-am spălat. Doar că le era frică ca să mai apară. Nu că se plimbau pe acolo, dogule, nu ai văzut, dar fugeau din fața voastră, dar loc să apară. Se bloca video. Ciao, Bela. Se bloca video și rămânea câteodată cu entitatea asta de se vedea ori începutul, ori la sfârșit de trecea în față. Atunci când se bloca video, erau ei lângă tine. Da, da, da. Andrei, ia zile. Zile ce ai simțit. Hai, Andrei. Senzația. V-am atras înapoi. Yes. E palpitant, puțin mai tare. Foarte palpitant. M-a luat stomacul. Vorbește puțin mai tare, te rog. Prima dată m-a luat ceapa. Când am intrat, m-a luat ceapa rău. Așa, am rămas și fără baterie. Scoate bateria. Ai văzut cum ți-a făcut? Nu. Deci, Victoria, aude-te la Andrei ce față are. Pe lângă poza, Andrei, să vezi ce te atrăgea înăuntru. Băi, zici că acum s-a dat jos din caruselul morții.
De parcă e pui din ăla de la abator, alb tot. Uite, e drumul de Da, comunitate, da, uite și geaca aia. Acum mai e salv. No, acum gata, te-a bronzat, ce să mai la lampădă. Hai La... că-ți revincet. Nu, deci senzațiile ce le simți aici e caruselul vieții. Eu spus noi? Andrei, te duci singur aici? Nu. Nu, nu, nu. N-am avut curaj să fac un pas în față fără să fie vreun înaintea mea. Și domnul spate. Da. Uite, și Ana zice, unde era ceva, se oprea video. Eu cu nevastă mi-am văzut pe la alb instant. Păi știi de câte ori trecut pe lângă voi? Pui tu, cu tine ești cum s-a jucat înainte și înapoi, în spate. Te lua de colo de când a început să-l simți în spate. Ce fac urmă, pierdurăm pe toți? Intrăm pauză. E gata bateria, să se bage la încărcat. Oricum. Babilonie, tu ce simțiți din spatele camerei? Ia zi. De simțit, n-am fost atât atent la simțit cât am fost la poze. Am făcut câteva poze interesante. Am trimis una lui Andrei să vezi ce umbră creepy avea. Dar numai umbră nu era aia. I-am trimis-o lui în privat. O să o pune imediat. Și blocava spesea volte. Eu numai am simțit energia joasă, vibrația joasă și rece am simțit. Nu mă lua nici cu capul, nu m-a luat nici cu alte dureri, dar am simțit rece, rece. Și la mine camera sunt 28 de grade. Adică, da. Eu aș fi vrut să fiu cu Ana acolo înăuntru. Wow! Las că o să aveți șansa. Vai În fi... Germania sunt mai multe case din astea, Victoria. Da, știu. Ana, eu detto că avrei vrut essere io e te là dentro. O mama, zice Ana, o mama. Văd. Mai eu nu am simțit senzațiile alea așa puternice care le-am simțit eu când am fost în cimitir. Deci acolo erau zeci de mii de demoni în cimitirul ăla unde am fost cu ei. Aici nu erau așa... Dar erau multe spirite, în schimb. Nu era o frumoasă senzație, spune Ana. Păi nu era deloc. Ar nu, fi nu fost culmea. Mi sentivo tutti giù, freddo, mi è venuto freddo alle mani, tanto, e al piede destro. Però tutto sommato, comunque, io sarei rimasto là e avrei provato la comunicazione al 100% con i macchinari e anche con le mie sensazioni. Sì, specialmente in alcuni posti. Da oricum, să știi că chiar dacă nu era frumoasă senzație, eu oricum aș fi oprit mai mult și aș fi încercat pe orice cale să comunic cu ei și prin Da, erau multe spirituri. Mea. Uite, și ea iar la fel și zice și eu. Asta am fi vrut toți, să se oprească puțin acolo într-una dintre încăperi, să stea puțin mai mult. Să meargă înapoi, să intre înapoi, să vedem să că pună mijiutele, să pună și camera. În binuțe și în... Na. Așa trecător am reușit să facem poze, dar nu a fost interacțiune. Gen. Nu știu dacă Ana a simțit că sunt multe, multe spirite acolo, nu demoni neapărat, cât... Spirite din astea, entități. Ana, cosa hai sentito? Tanti spiriti o tanti demoni, da? Clar, erau și demoni, dar am simțit și spirite multe. Lasă-mi la picioarele, aș fi rămas acolo cel puțin o oră pe înăuntru pe acolo. Păi da, e senzație. Am... Spiriti, vezi? Alo, mă auziți? Da, te auzim și te vedem. Și te vedem. Mă auziți? Perfecto. S-a blocat, mi-a închis telefonul, mi-a terminat bateria instantaneu, nu mai aveam nimic, până acum m-am chinuit să intru pe live,
mi-a arătat 4% și mi-a închis. Și acum când am pus bateria, instant mi-a sărit la 20%. Ai văzut? Adică mașina are mai multă putere să încarce, da? Nu. Și nu mi-a încărcat-o. De când am venit în mașină, nu mi-a încărcat-o. De când am pus pe ăsta... Vezi că aia e descântată. Dogu, aia e descântată antidemonii. Aia nu se poate atinge demonii de aia. De cărămidă, nu se atinge demonii. Poze avem? Zice Ana, ți le-a descărcat, s-au descărcat ei tot. Normal. Da, e normal, Ana. Firesc. Care con qualche energie, come non possono da loro, dalla loro energia, loro hanno preso dai attrezzi. Dacă intrai cu lumânare, își lua de la lumânare energie, de la asta, dar de la... Na. S-o stinge, mă, lumânare. Au prins din nou, iar o stingea, au prins tot timpul. Dacă te mai duci o lumânare din aia citită, să vezi cum... Să vezi cum... Mai du-te cu o lumânare de aia și la parte să vezi cum ia toți la fugă. Nu vă mai băgați înapoi la încotură, după ce vă încălziți. E vrut să ne mai, să ne mai citească o lumânare și să intrăm cu lumânarea aia citită și dată cu apă. Vai de mine, bă, ce facem acolo, ce facem botez. A filmat Andrei cu GoPro 11 Pro, mă rog, bateriile care țin 3 ore de filmat. Dar ce credeți? Nici o oră aproape avem. Și s-a terminat bateria de tot. Ce ți-am spus ieri seară, că vă rămâne fără nimic acolo înăuntru. Trebuie să luați cu voi un generator. Da, chiar generatorul nu se poate lua. Dar putea duce și bateria asta mare, da, care e... Alcune puncturi se vedeau de puncte luminoase. O grămadă am văzut și eu. Dar aia nu neapărat demoni, aia cred că spirite. Ce-o zis și Ana. Zice că mergeai repede cu camera și nu se reușea să-i vadă. Și erau și puncte roșii. Nu aveam cum altfel să-l țin. Pentru că auzeam o cumătă de sunete, vreau să-l surprindem pe unul din ei. Am înțeles? De-aia trebuia să întorc repede. Lui dovi andare veloce pe care ai unul din ora. S-o andava veloce, se nu, nu li becava, ai capit? Dar poate să se încarce și să intre înapoi încă o jumătate de oră și... Na. De ce? Dacă puteai să lași GoPro înăuntru sau nu, îl încarci și lași înăuntru o jumătate de oră. Să vezi, să vedem ce se întâmplă. Da, da. Uite-le. Ce frumos, ui, Doamne. Deja am început să... să îți dă botic. Te pupă. Asta e mai mult pisăcii mei ei. Doamne, ce urâtă e mâncată. Dar nu vezi că întinde buzele să pupe. Fii atent că are ceva la braț, ce are? Și nu e bitransportul ăsta. Avea omul de lucru. Păi da. Contul ăsta... Terminatos. Trebuie luat o pauză cu contul ăsta. Fai unul nou, ce problemă e? Dar are cont vechi cu urmăritori care se poate face live. Are, a lui. Curcubeule. Acum Victoria ești așa curcubela. Da, sunt curcubela. Cu cur și cu bela. Hai de ce? Cu cur și cu bela. Asta e cum ce ține mult, două zile.
Taci, băiete, că mâine deja sunt în fața oglinzii. Mâine, da. Ce mâine? Stai, astăzi, nu mâine. Care azi, mă, că e 10 și mare. Georgiana îi dă avertisment din orice, blochează intrările la persoanele noi, deci ceva îi. Cineva se ocupă cam urât de contul ăsta, asta îi. Da, da, da. Păi n-ai văzut când îi dă avertismente la ora 10? Așa, intram eu pe live, mă vedea bărbos, nu dea avertisment. Păi da, știu, am văzut și cred că nu... Ai tu două cu contul ăla frumos, ai 5.000 de urmăritori pe el sau cât? Îl pui pe ăsta pe pauză două luni și după aia rei, să vezi că nu mai stres cu el. Mai faceți o tură înăuntru. Yeah! Mai face? Mai face o tură, da. Abă, să spună la oameni aceia pe live, că oamenii mai întrebară și nu știu cine-i răspunsă, că nu, că se duc acasă. No! Uite-te, mai sunt. 23-28, mai stăm, mai încălzim un pic, 10-15 minute. Încărcați bateriile, încărcați toate bateriile, dă drumul la motor să se încarce tot și dă-i să sune pe ei. Dogu, tu ai aplicația aia de vorbești cu ei, de se aude chiar vocea lor, nu ai cu tine? Dar instalează-o la Andrei pe telefon, nu poți? Ba da, poate, imediat să o ăla. O instalezi la Andrei pe telefon și o dai, că merge. Te întreabă Ana dacă reușești să vezi fotografiile ei ce ți-a trimis, cred că. Îl bagă Andrei acum. Îl guarda Andrei. Le-a mandat-o Andrei, îl guarda Andrei. Băi, înseamnă că acolo ăla e un loc de bestie sacre ăștia. Dar păi îți dai seama câți ori murit acolo, câți ori fost uciși acolo, vai, deci te îngrozești. Dacă stai și te concentrezi pe energia aia, ce simți, vai de capul meu. Deci știa cu greață, cu fiori, cu scârbă, cu... Bă, dar îți dai seama, păi da, dacă sunt mai mulți dintr-un foc, îți dai seama, cu unul că deschide, dacă e unul așa, imediat descarcă bateriile, dacă sunt mai mulți, Păi și că au făcut ei în pădure instant de descărcat, în 20 de minute nu mai au nicio baterie, nimic. Și mie mi l-a descărcat de la 100% undeva 20%. Când am făcut ei în pădure, deci a fost creepy. Îți tăia semnalul, efectiv. Da, dar înainte de tăiare semnale, auziți ce sunete se auzea pe fir, cel puțin eu aici. Cine a făcut înregistrarea și ăsta se vede. Au încurcat acolo. Voi cam încurcați pe aia pe acolo, le încurcați liniște. A venit un vânt din ăla rece, rece și mi-a înghețat instant mâna. Să vedea mou. Ceva negru, întunecat, energetic. Nu știu cum ai simțit tu vântul, dar energetic se vedea întunecat rău. Acum am curat să mă conectez energetic, am tăcere. Tăceți pe mine, pot să mă conectez, să văd, să simt. Nu mă doare capul, nu mă doare nimica, numai rece simt și frig. E senzație. Mm-hmm.
Andrei, ce mai zice Andrei? Andrei, săracu. Mănâncă Milka. Se încarcă energetic. E brucul, stai. Bine. Când nu te ceva bine, uite la ce fericită. Te distrezi. E luminează, da. Prălucește. I-ai simțit. Pua. Ia uite, o distrează pe ea, începe cu zâmbetul ăla, lui. Gata. Știi, ceva de genul așa. Eu cobor jos că am ceva de citit. Păi și Babilon unde-i? O să mergem și noi în timp. Da-ți tap tap! Olululu! Eu îmi poartă aia acum. Încolo. Spre pădure. De ce m-a luat la rinichi? Rău de tot în spate. Mă doare exact. Mă doare rău. Vezi că nu am circuit, e prea clar. Ce e la Laura? Mai ai trimis ceva? Energii active pe mine. Încă 10 minute să mai treacă timpul să mai dea tap-tap lumea și mergem înăuntru. Voi ziceți că e ceva acolo? Animale? Eu nu știu. Câine? Nu, Laura. Urși. Urși și porci. Se tot mișcă ceva în spatele la linia asta albă de la poartă. După aia se oprește. Deci dacă te uiți atent, fața fix acolo unde e cercul ăsta de la poartă, fix în spatele la ăla. De-aia tot mă atrage acolo. Eu sper să-l prind pe unul din ăsta chiar fix pe fix pe cameră. Da?
fii atent. Și noi tot am rămas 31. Deci eram 58-59, atâta era. Îmi vine să închid, să intru de pe celălalt cont, să-mi bag cu celălalt. Ce ziceți? Aveți contul celălalt? Să încerc, să intru pe ăla? Sau îl lăsăm pe ăsta? Știu, Obi, e bine că ai citit. Acum îl lăsăm, nu? Da, după aia începem și live. Ce zici, Andrei? Da, nu știu, o să rămânem pe asta. Pentru că coboară toată lumea acum, 29 deja am ajuns. Să fac eu poza la geamă. Și cum? A, să fac eu? Să fac eu poza la geamă. Știu, dar uite, se mișcă ceva înăuntru, sunete. Faceți o poză aici, că dacă voi surprindeți ceva în aici. Se vede? În zona asta. Ați făcut poza? Sunteți așteptați înăuntru. Știu, Ana. A, asta a scris Ana. Ok, Laura. Așa o să facem. Culmea e că sunt foarte mulți aici. Andrei, ai instalat programul ăla? Ia să-l împa. E cineva aici? Da? A zis că eu și după aia da. Nu zis așa? Noi? E vreo entitate rău aici? Ești aici lângă noi, acum? Oh.
Ești aici acum cu noi? Ești lângă Ebru? Ok. Vrei să ne faci rău? Știi că nu poți să ne faci rău. În continuu, da. Ce-a pus ăia? Plânge. Vrei să ne spui numele tău? Da. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Spune-ne numele tău. Ok, venim înspre tine acum. Hai. Stai, de ce să stau? Aștept. Dar tu nu prea ai încredere în ce spun eu. Că e vreva când ți-am zis să faci poză acolo. Da, aia.
Mergeți. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Auzi, mergând prin frunze? Da. În stânga ta, nu? Aha. Poze. Hai. Ușor, ușor mergem încolo. Acolo, hai, hai, pe aici, bună seara, bună seara, ia-o pe acolo, pe aici. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asta e, de jur împrejur este ocolit. E intrare? Nu e. Dar... nici nu știu. Dă drumul la program. Dă un coci să-l ținem aici, să-l auzi. Spune-ne cum te cheamă. Ce cauți aici? Cine ești? Ah.
Ah, ce m-a lovit în spate, gen. Alege. Încolo nu știu eu dacă intrăm. Mai mergem înăuntru în... Unde sunt celulele? Ha? Iubi. Nu ține pe mine, tu nu mă vezi? Hai, puiul meu. Eu știu că ești încărcată de energie. Hai, ia-mă pe aici. Încolo. Vezi ce încărcată e nevastă? La locații? Nici nu mai înțelegi. Poftim? Cum e închis? Pe aici am. Da. Hai pe aici. Iubi, hai pe aici. Hai pe aici. Deci am fost în atâtea păduri, atâtea cimitire, nevastă mea nu era așa. E încărcată supra. Uite-l pe acolo, am intrat. Înăuntru, nu? Be, a trecut ceva înăuntru, în fața, acolo. Ține. Acolo. Fai. Asta am văzut și eu. Dar era negru. Era fix acolo, da. Wow. Ia, Andrei, ține. Da, am oprit un pic. Și măricea și negru, da, exact. Nu știu dacă a surprins cineva, poze. Hai, dreapta. Dreapta. Iar am venit la intrare. Deci fii atent, pe aici intrau deținuții, veneau pe aici, nu? Uite, aici de ce nu ne dă voie să intrăm în sus? Că aici sunt aia de muncitori, care munceau aici, nu? Intrare, hai pe aici. Uah. Aici nu știu ce era. O ieșire, dar nu cred că aveau voie aici. E bine, e groapa asta. Da. Gheață. Perfecto. Iubi, vomiți? Sunt aici lângă tine. Mă, ce mi-a băgat un în ochi. Acolo n-am fost. Aici e altă curte, iubi. Exact. Unde am fost? Aici? Când?
Eu știu că am trecut doar pe ăla cu groapă. Aha, am înțeles. Uite cum se văd zona de deținuți. Să comunicăm aici, că aici sunt energiile. Dacă voi simțiți amândoi, eu simt spatele. Hai să deschidem atunci, să comunicăm cu ei. Bila. Deschidem și aparatul. Hai, oprește-te odată. Închide-te. Dacă ești aici, aprinde bila aia de jos. Dă-ne un semn. Arată-te că ești aici. Dacă ești aici, aprinde bila aia de jos. Cum te cheamă? Wow. Ești aici? Dă-ne un semn. Andrei, instinctul tău. Ce zice acum? Hai. Puiu, tu? Poftim? Ți-e rău? Iubi, ajută-ne. Mergi mai în față. Știi cum. Trei ori cuvântul în turcă. Eu cu Andrei aici, da? Aici. A plecat, ține. Nu ține. Atât. Așa, perfect. Mai dur? Mai dur. Pisic, simți ceva? Roșu? A? Doi? Stai acolo. Stai. Stai. Unde? Stați aici. Stai așa, stai așa, stai așa.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Unde? Ține o lanternă aici. Ține o lanternă. Mamă ce. Wow. Închide un pic lanterna să vedeți doar aici cât de creepy poate să fie. Doar aici, să te uiți aici. Hai, uitați-vă. Ha? Doar uite-te așa. Vedeți? E întuneric beznă. Și cum să mergi tu fără lanterna aici? Opa. O lumină albă, acolo s-a văzut și exact acolo, sus unde îl ții. Fix acolo. Am luat-o. Ce nebun. Ai zis înainte și dreapta. Da. Acolo. Dacă văd portalul, eu nu, nevastă mea o să vadă portalul dacă e dreapta, hai. Dreapta, ți-am spus eu dreapta. Care e? Animale. Da, oi, capră. Pe aici, Andrei. Pe aici ai intrat. Bună, Daniela. Iubire. Nu, nu, nu. Iubire, pe aici. Pisoi, dacă ți-e rău, o să-ți facă și mai rău și știi că ție nu-ți place să vomi. Și lași GoPro-ul. Lasă GoPro-ul acolo. Hai să filmăm. Pe unde e, bine? Acolo? Neagră sau alb? E bine. Stai că mergem acolo. Lasă GoPro-ul pe aici, pe undeva, și până ne întoarcem. Da, 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 am înțeles. Fără picioare? Ia vezi dacă filmează de acolo. Perfect, lasă-l acolo și ne întoarcem. Hai, ia-o înainte. Am lăsat aici GoPro-ul, îl vedeți lumina. Și acolo e mingea în față. Iubi, cât îi simți aici? Cât? Să te audă. Deci, nevastă mea zice că sunt foarte mulți, să-i simte. Doar că mergem până în colț aici, în față. Uf. Nu vă vine așa un pic să vomitați, gen? Wow, la fel am și eu acum. Unde a trecut? Pe acolo? Iubire, mai spune-le și tu cuvântul cât timp mergi. O să-ți apară. E pisic? Ce e ăla? Stai să mă uiți la nevastă mea, iubire. Stai aici. Ce e? Puiu? Vino mai încoa. E pisic sau ce e ăla?
Nu e animal, nu? Și ești poate de aici. Aici ce e? Ia vezi. Ah. Ce arzi? Lemne? Păi și de-aia cred că ne blochează. Ah, da. Wow. A dat foc ăia? Da. Încă un tavan. Nu, nu, nu. Lângă? Mai în dreapta. Aici unde ține. Da, da, nu văd nimic în telefon. Da. Nu. Hai. Mergem încă un pic. Ia, Gin! Göster kendine! Iubire, în același timp, dacă spui cuvintele în arab... Cum uite așa? Nu. Păi când se fac? Chat, ați auzit? Chat. Nu, no, eram 64, acum sunt 51. Dar cum să facem? Nu după colț sau... Nu? Doamne, spune că și cum oprește pe doamne. Ia, Gin! A trecut fierul, nu? Aici am simțit. Energie foarte, foarte, foarte înaltă aici. Este ora 12 și deja se simte mai mult. Andrei, ăla ce e? Curtea, nu? Da? Pentru deținut. Ah. Aha. Ok. Ha? Unde? Unde, unde, unde? Wow. Aici unde e. Eu, cine e ăla? Unde e aici? Nu mai mișcați repede. Cine e unul din acolo. Ăla e balconul. Nu știu ce balcon e, dar de acolo sunt ce părinte ce v-a spus. Și nu avem voie să facem rugăciuni, pentru că dacă fac rugăciuni, nu e balcon, e de la ăsta de sus, da, tavanul. Dacă fac rugăciuni, fug. Așa mă gândesc și eu. Dar trebuia să aibă undeva din ăla de santinelă care să îi supravegheze. Exact, nu. Hai. Bebe alb. Alb, 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 a trecut în dreapta. Păi, n-am avut lanterna în momentul ăla, dar s-a văzut alb clar pe cameră. Și n-am văzut, eu mă uit în piept, parcă m-am uit în piept. Da? Uh-huh. Îmi venea să zic, bea apă. Uh-huh. Hai. Ceva mă oprește, mi zice, bă, pie ceva, dar nu dau seama.
Dar tu observi că tu te-ai schimbat la față, iubirea mea. Ești... ceva alb, da, nu știu ce e. N-au ce căuta copiii, femei aici. Ovidiu. Iubi, tot văd luminițele alea două, pe sus, pe jos. Când trec cu coada ochiului. Coada ochiului, aici sus s-a văzut. Pe tavan. Băi, mă jur, deci doi ochi strălucitori. Andrei, pune albastru lumină. Asta. Mergi cu asta. Hai. Hai, vezi, mergi în față. E a doua. Da, e un semn. Da, e un semn, semn. Cum au făcut afară la intrare 6. Cu ăla au făcut. Fosforescent. Da. Ochi. Cum apar? Păi nu mai ține verdele, ține albastru, iubire. N-are cum. Băi, ce sunt astea? Ia ține aici. Nu. Vezi că aici a fost scris ceva, iubire. Ia de aici, ține un pic la antenă. Ce e aici, mă? Păi... Ai găsit un mort. Nu e. Ce e ăla? Nu vopsea. Nu, a ce ceva deasupra lui, vezi? Nu, nu rămân nici pe mână. Wow. Ăla nu era când am intrat. Era singur pe mână. Băi, zic că mă cred în filmul ăla lui Tom Hanks. Să dezlușim codul Da Vinci. Da, acum. Da. Hai, pe aici. Ia uite câte sunt aici! Băi! Roșu ăla! Roșu! Mă! Asta nu erau! Nu, deloc! O spune pe lumina roșie. Ia pune pe roșu, iubire. Wow, nu, m-au aruncat cu vopsea aici. Se vede... Vezi că mai jos e verde? Și aici e portocaliu? Da.
Uite, vezi câte sunt? Uite, uite. De ce v-am făcut operațiile din față? Nu. Nu? Vino cu aiubire. Uite-l scrisul, care se vede doar cu lumina asta. Nu te mai uita acolo, dă lumina jos. Dă lumina. Vezi că nu se vede nimic? Ia ține lumina. E vopsea din aia specială. Da, s-au jucat aici. Tot ei, uite, au aruncat și aici. Da, s-au jucat cu vopsea pe aici. Și pe sus cum a ajuns? Aruncă, iubire, alea sunt aruncate. Uite, și acolo. Hai. E peste tot. Uite și la geam, acolo, pe colț. S-au jucat peste tot ăștia să... Cred că știu ce-i. A? Aici o să jucau paintball. Paintball. Bravo. Da, paintball. Paintball. Copii, nu copii. Tineri. Echipe ca și la... Armat. Bravo, paintball. Verde era oia, portocaliu era oia. Aha. Cine nu da voie să-mi folosesc? Nu avem semnal. Hai, înapoi. Pui eu. Iar n-am semnal. Oh, hai să mergem la GoPro, să vedem ce e. Dacă s-a aprins. Ha? Da, da, da. Mie mi-e rău. Așa de rău. Pisicul meu. Ia uite-te sus. Ia uite-te sus. La unde vrei, iubire? La restaurant? Ia ține aici. Uite, atâta vreo geamă, vezi? Atâta, nu? Da, eu era în partea aia care nu avea geam deloc. Aia-i. Care? Ia stai. Nu? Să nu știi că ți s-a părut ție și ție ți-a arată. Știi unde erai tu, nu? Atunci când ai vrut să cobori, uite-l sus. În spatele tău ieri. Da. Exact. Horror. Era ăla cu care se băteau ăia. Tu încearcă să ai gropile astea. Uite, lângă Andrei e unul. Vă rog, aveți grijă când vă călcați. Băi, voi vedeți că a căzut toată... asta cum se numește? De sus tavanul? Și acum acoperit? Tot! Nu cred. Andrei, nu te mai mișca în spate. Dacă ne lasă fără lumină, astea sunt ultimele lanterne. Așa că hai înapoi. Pentru că asta nu se încarcă. Nu e cu ca și ăla alt. Exact asta. E plin. Ambele erau plini. Uite, iarăși închis. Și acum am dat. Aveți grijă. Iubire, uite-te pe unde calci. Hai că mai aprind eu pe ăsta. Mai lasă-l pe ăla. Deci n-are cum. Ambele baterii sunt la fel. Identice. Și erau pline amândouă. Da. Hai. E bine. De ce nu-ți pui mâna în geacă la... Mâna în geacă, la buzunar? De ce îl ții la pantalon? Lasă pantalonul. Nu fie de singură. Ah,
câteva secunde și tot. Atunci vrea să te atace pe tine, iau înainte. Este, este. Ce sunt astea, mă? Iar din alea mari? Așa mari? Hai, vezi că umblă pe aici. Și cred că e aici, sus, iubire. Hai. Deci n-are cum să-i distrugă bateria lui Andrei. Deocamdată... Bă, dar voi chiar nu auziți pașii din spate care vin? Când mergem noi, ceva se aude. Ia-ți GoPro. Și Bila... Nu-i trebuie lumină. Să se vadă mingiuța. Și mingiuța se vede pentru mine. Ați luat telefon? Da, am luat GoPro. Era pe senzor, nu? Sper. Am început să încălzi camera. Ha? Două am pus 3% baterie. Uitați-vă, mă. Mă, 3% baterie și era plină că am schimbat o mașină înainte să intrăm a doua oră. Bă, las-o. Ai greșit. 100%. Acum. Da. Pe aici, pe aici. Deci era 100% camera lui Andrei, mă. Ce aveți, mă? Și rămas pe 3% când până și pe aici. Bismillahir Rahmanir Rahim. Singur am venit, singur vom pleca. Rămâneți aici. Singur am venit, singur vom pleca. Rămâneți aici. Singur am venit, singur vom pleca. Rămâneți aici. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nu l-am văzut. La ilaha illallah. Știi că dacă intra picior acolo, acolo rămâne. Nevastă mea nu s-a dus în mine. Ah. Arrivederci. Dai. Da, hai. Hai primul. Opa. Uite, zici că a venit de la sapă. Numai înăuntru s-au dus. Pentru că înăuntru erau încăperi, ieșiri mai multe, ai înțeles? Hai. Bine că am ieșit. Ieși. Wow, ce mi-a înghițat, mă. Am ieșit și am 5% baterie. Înăuntru avem 3. Se joacă cu tine. A, nu se vede oricum, dar eu văd și nu de lumea. Asta e locația șmecheră, dar foarte multă energie.